A apelat la o clinică privată din capitală pentru o fertilizare in vitro, în speranța că va rămâne însărcinată, dar a încetat subit din viață. Este drama unei tinere care nu a mai putut fi salvată după ce a intrat în comă la puțin timp de la administrarea anesteziei. După moartea ei, familia îndurerată nu are liniște și caută răspunsuri la întrebarea cum s-a putut întâmpla una ca asta. Soțul și mama victimei acuză medicii de neglijență și cer explicații. De cealaltă parte, directorul centrului medical privat a declarat pentru TV8 că va comenta situația abia după ce se vor expune organele de anchetă și va fi definitivată cauza decesului. Managerul însă a dat asigurări că au fost respectate toate procedurile. Din dorința de a avea un copil, tânăra în vârstă de 30 de ani a mers împreună cu soțul la un centru medical privat din capitală, optând pentru fertilizarea in vitro. După ce au urmat toate procedurile recomandate de medicul ginecolog Roman Pastrama, în data de 25 august a mers la procedura de fertilizare. Soțul îndurerat al victimei recostituie acea zi cu lacrimi în ochi. Am așteptat o oră, două, trei, pe la vreo ora 11 m-am adresat la recepție și spun cum se simte soția mea și face, că n-am niciun răspuns de la dânsa. După care doamna de la recepție a spus, urcați-vă sus la domnul Roman, el să vă lămurească tot, Roman Pastrama, să vă lămurească situația. M-am urcat la el, am așteptat în coridor rândul meu, am intrat la el și el îmi spune, cu soția dumneavoastră e rău, ei s-a oprit inima, duceți-vă la anesteziolog și el să vă lămurească situația, că eu nu pot să vă lămuresc. Bărbatul susține că a stat ore întregi la ușa clinicii, în așteptarea unui răspuns din partea medicilor. Însă era trimis de la un cabinet la altul. Apoi a venit și vestea care l-a fulgerat. Soției sale i s-a oprit inima. Nu s-a prezentat niciun anesteziolog. A spus că amuș revine șeful clinicii. A venit șeful clinicii și a început să-l lămurească că noi am făcut procedura atât bine, dar ei s-a oprit inima. Noi am resuscitat-o, acum e așteptăm să stabilizeze. După ce au văzut că situația este critică, rudele au încercat să o transfere pe femeie la un alt spital privat din capitală. Medicii însă ar fi decis să o transporte la Institutul de Medicină Urgentă. La conferința de astăzi a participat și mama tinerei, Nașa de Cununie. Rudele susțin că tânăra era perfect sănătoasă și spun că vor merge până în pânzele albe pentru a face dreptate. Nu ne dădea nicio explicație, nu ne spune nimica, numai e stare rea și atâta și aflam de la dânsa. Au angajat și un avocat care a declarat că au depus deja o sesizare la procuratură. Responsabilii Institutului de Medicină Urgentă au declarat că pacienta a fost adusă în stare extrem de gravă. Pacienta a fost adusă de la o clinică privată în stare extrem de gravă. A fost resuscitare în comă de gradul 3. Confirmarea morții cerebrale se face după o serie de investigații, electroencefalografia și doplerul vaselor extracraniene care se desfășoară în câteva etape. Electroencefalografia cerebrală și doplerografia vaselor intra- și extracraniene. Rudele au fost zilnic informate despre starea critică a pacientei de către șeful secției și colegii săi de la Clinica Anestezie și Reanimare Valeriu Gherec. Contactat de TV8, medicul ginecolog Roman Pastrama nu ne-a răspuns la apeluri pentru a comenta aceste acuzații, dar și pentru a-și expune punctul de vedere. În schimb, directorul centrului medical privat, unde a mers tânăra pentru fertilizare in vitro, a declarat că va comenta situația după ce se vor expune organele de anchetă și va fi definitivată cauza decesului. El a dat asigurări că au fost respectate toate procedurile intervenției medicale.